Hei, bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip după un an de zile pe canalul meu de YouTube. Long time, long see, I guess. Revin cu videoclipul meu preferat de pe tot canalul meu. Mereu îmi place să mă reuit la videoclipurile de genul ăsta, pentru că am vreo două, cred că. Și mai exact ce am primit de ziua mea. Nu vă promit nimic că o să mai postez de acum încolo altceva, dar puteți să-mi dați idei în comentarii și dacă o să mi se pare ceva interesant, poate. Cine știe? I guess I'm never know. Ieri mi-am făcut ziua de naștere, ziua mea a fost pe 24 august. Am să fac ce am primit de ziua mea, pentru că eu fac acest videoclip mai mult pentru faptul că sunt sigură că peste jumătate de an o să mă reuit la acest videoclip și gen o să fiu... Oh da, abia aștept din nou. Situația actuală, am în fața mea o grămadă de cadouri pe care ar trebui mai bine să le pun în spate, nu? Ok, perfect. Bun, eu am deschis deja cadourile, adică știu ce sunt în ele, dar nu m-am uitat foarte bine la ele, pentru că gen eram destul de pe grabă, că trebuia să mâncăm, așa că acum o să am timp să mă uit la ele mult mai bine. Așa că haideți să începem cu cel de mai aproape, că mi-e greu să mă întorc. Și mai exact este cadoul de la Justina și Alex, cărora le mulțumesc foarte mult. Erau împachetate toate. Ok, asta e o borsetă de la Tudor pe care am uitat-o la Justina, deci borsetă de Mac. Bun. Erau împachetate foarte frumos, ceea ce apreciez foarte mult, dar acum nu mai sunt. Avem acest top, în primul rând, care este galben, pentru că a zis că ăsta a fost motivul principal pentru care l-a luat, pentru că este galben. Și galben este una dintre culorile mele preferate și cred că o să fie foarte drăguț, o să-l probez, de fapt. Următoarea chestie, deci eu nu mi-am dat seama inițial ce este și mi-a zis Justina. Este un carnețel care are gen foi negre și pe dedesubt sunt culori și gen tu dacă zgrii acolo o să iasă culorile la... Uitați! Ah, și e roz! Gen, e foarte tare. E un parfum care... E din aceeași colecție, așa a zis. Și este un gel de duș. Care, stai că vreau să-l miros din nou, că și eram încercat să-l miros, dar nu cred că am reușit foarte bine. Dar miroase foarte bine. Ok, și gen asta, care a zis că e tot, da uite, Encanto. Și pe ăsta l-am mirosit. Dacă mă amintesc bine, arată, îmi dă vibe de sirenă acest. Da, uite-ți leacă. Efectiv, sirenă. Da, miroase foarte fresh și îmi dă vibe de sirenă și la miros. Uitați aici, e o bucată din ce a rămas. Fiți pregătiți. Este așa de fancy, doamne. Am văzut-o la o colegă pe story și am zis, Justina, vreau așa ceva, dar eu am și uitat că am zis asta. E foarte slay. Foarte slay. Bun, și ultimul lucru din acest mystery box este o... cu un lănțișor foarte drăguț. Este cu roz, dar nu vrea să focalizeze foarte bine. Este un fluturaj, jumate de fluturaj, este colorat și a susținea că asta este semnul că trebuie să-mi găsesc jumătatea, suflet pereche. O leacă cam trist, da? Mulțumesc, Alex și Justina. Sunteți niște scumpi. Next! Asta este de la Ionia, după cum ți-e minte. Și... avem acești pantalonaj de educatoare. Așa îmi dau vibe. Sunt foarte curioasă cum stau pe mine. O să îi probez clar. Voi deja vedeți aici. Dar, da. Aici este o mască pentru buze. Am toate cheițele de la doze. Și le-am pus în punga asta, că a fost prima pe care am găsit-o. Deci, da, în fine. Și ultimul lucru de aici este această cutuță. Sunt niște cercei foarte drăguți. Dar nu-i vedeți, trebuie să-i scot. N-am avut niciodată tipul ăsta de cercei. Deci mă foarte bucur să îi încerc. Așa arată. Deci sunt foarte fancy. Îți mulțumesc foarte mult, Ionica. Next! Aici avem cadou de la Ionuț. Și aici o să vină o părticică cu un video din altă zi. Pentru că a zis că trebuie să vină o continuare la acest cadou. Asta mi-a dat mama lui. Este Ditai balsamul, mi-ajunge o viață întreagă. De obicei, chestiile astea de la Forever chiar îți spune, așa că mă bucur. Mi-a dat Ionuț în scrisorică
foarte lungă, nu, e edita scrisoarea. A zis că dacă fac 17 ani, se spune 17 lucruri care îi plac despre mine. Și, o, Doamne, am plâns. M-a pus să citesc acolo în gând ca să-mi vadă reacția și am plâns. S-a plâns. Asta i-am zis eu că-mi doresc. Este de la Nala. Este, asta e un lip scrub cu mango. La set este cu un lip balm tot cu mango. N-am avut niciodată un lip scrub. Și mi-am zis că este momentul, mai ales că buzele mele sunt vai de ele, că sunt mâncate constant de mine. Oh my god! S-a pus tot într-o parte! De la cum a stat, se poate întâmpla așa ceva. Sau a curs jumătate. Să mor tu că a curs jumătate, că n-are cum să... Că gen era până sus. Oh my god! Oh nu! Mirase foarte bine! Da, foarte sad. Mă gândeam eu de ce este udă această pungă. Este asta. Este foarte trist ce s-a întâmplat acolo, dar merge. Viața merge înainte. Și acum, insert din altă zi. Hei, vin din viitor. Am dat eu nu-ți continuarea cadoului și trebuie să vă arăt. Aici se află. Sunt niște cercei minunați. Sunt așa, cu perluțe. Efectiv. Nu știu exact cum îi bag în ureche, că gen sunt așa mici. Aici. Trebuie să trag de ei. Și pe aici în jos. Să stea acolo. I don't know, e confusing, să înțeleg eu, dar sunt foarte drăguți. Mulțumesc foarte mult, Ionuț. Hai să ne întoarcem în prezent. Bun, revenind în prezent, să continuăm. Asta este cadou de la sormea. La piece de rezistanță, eu v-am zis, am zis și pe TikTok că îmi doresc un cactus de cred că 2 ani. Și acum am primit cactusul de vis. Trebuie să văd cum îl scot de aici. Că ieri m-am înțepat și acum. Am pus și nume, am zis că este băiat și am zis că îmi dă vibe de Alessio. Și nu mai știu cine, a zis că uite că sunt trei, ar trebui să fie Trilesio. Așa că numele lui este Trilesio. Și este cactusul perfect, efectiv. Deci este perfect. Trilesio, ai grijă de tine. Această bluză. Mă bucur că lumea a băgat de seamă când le-am zis că îmi doresc bluze strâmte. Și pare foarte slay. Îmi place și materialul și așa. Niște pantaloni cargo dintr-un material foarte interesant. Da, par foarte slay. Next, îți mulțumesc, Andreea. Asta este de la Ale, care s-a gândit că mergem la grătar, deci o să fie cald, așa că a zis că nu mi-a ciocolată. Și mi-a luat chipsuri. Ca ținut minte că îmi plac chipsurile astea. Oh my god, sunt așa de fericită că a băgat de seamă videoclipul de pe TikTok. Și mi-a luat acest spray de fixare de la Revolution. Pe care mi-l foarte doream și tocmai ce ieri mi s-a... Ferește. Mi s-a terminat spray de fixare. Și ador chestii. Deci, Doamne, sunt așa de fericită că l-am primit. Doamne! Și apoi mai am o bluziță cu culoare foarte faină. Este strâmtă. Și mă bucur. Pentru că, la advance, am. Îți mulțumesc foarte mult, Ale. Acesta este de la Diana. Și avem aici dulciuri. Să mă îndulcească. Aveam un parfum și pe care l-am deschis. Uitați ce fancy arată. Arată foarte fancy. Oh, da. Da, chiar miroase tare și mă bucur. Apoi avem un ruj, un ceva luciu de buze, un ceva. Ruj lichid cu finish mat metalicos, de fapt. Ok. Și așa arată. Are o nuanță pretty. Nu pot să... Nu știu ce am dat pe partea asta. Ok, observ sidefatul și metalicul ăsta. Matul încă nu-l văd, dar... Îți mulțumesc mult, Diana! Next! Este de la Sabrina. Avem o ciocolată. Am uitat să o pun în frigider. Ups!
să pun acum. Avem geleuri. 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 Și acum. Foarte genial. Arată nemaipomenit, efectiv. Doamne! I'm in love! Abia aștept să-mi pun la gât. Trebuie să fac aici o altă configurare. Nu știu cum o să le pun. Și asta cu luna asta este tot de la Sabrina. Deci, ador foarte mult. Sabrina, îți foarte mulțumesc! De la Leo, Stacy și Riana avem un Ren, pe care l-am numit Leo. Și este foarte păpoș drăguț. Și are cap mare. Deocamdată, Leo, stai aici frumos și uite-te la ce fac. În punguța asta, în cutiuța asta, era această brățară. Foarte drăguță. Tocmai ce mi se rupsese brățara pe care am primit-o anul trecut de la Ionuț. Și mă simțeam goală, fără o brățară la mână. Și acum am primit brățară și este și foarte drăguță. Și, de serios, dacă reușesc să mai rup și brățara asta, că nu știu, toate brățările se rup, dar eu nu le fac nimica, păi, nu știu, pentru că e foarte groasă. Adică, gen, dacă reușesc să o rup asta, îmi dau slash kill. Vă mulțumesc foarte mult, Leo, Stacy și Riana. Asta... God, oh my God, oh my God. Ok, avem... niște trufe. Și acum nu sunteți gata. Oh. Ștefi și Mihnea, chef's kiss. Vreau să le deschid. Serios, vreau să văd cum arată pe capul meu. Sunteți gata? Că eu nu. So pretty! Oh my God! Mai ziceți ceva? Deci abia mă aud! Oh my God! Asta o să aibă un noise cancelling foarte bun. Continuând. Vă mulțumesc foarte mult, Mihnea și Ștefi. Aici este de la Mara, care mi-a dus prietena lui Trilesio. Sau cred că e mai mult copilul lui Trilesio, sincer. Că, da. Și pe ea o cheamă Fabriana. Fabriana și Trilesio, o familie fericită. Avem o bluză mulată. Yay! Sper că nu este foarte scurtă pe mine, eu fiind înaltă. Îmi pare că este perfect. Este, îmi place foarte mult. Chiar n-aveam o bluză verde. Chiar este foarte bine. Aveam mama o bluză verde pe care eu tot furam, deci... După avem o bluză în dungi. Deci nu cred că știți de obsesia mea de bluză în dungi. Tocmai ce mi-am cumpărat o bluză în dungi largă și mă gândeam, mama, de-aș ar merge o bluză în dungi și mulată. Am primit o bluză în dungi mulată. Efectiv. Și asta este la fel de scurtă. Dar nu pare scurtă, pare că este bine și că ajunge destul de jos. Ador această bluză în dungi, îți mulțumesc foarte mult, Mara. Și apoi mai avem un body scrub, pe care am vrut să-l miros ieri, doar că are o dastă pe deasupra, așa că acum pot să îl desfac și să-l miros mai bine. Chiar că nu cred că ar fi bine să-l desfac acum. Nu știu exact de ce, dar nu știu. Ok, nu mă așteptam la asta. Ce jiggly e! Oh my God, dar ce tare miroase! Oh my God! Oh my God! Oh my God, abia aștept să-mi dau cu așa ceva. O să mă răsfăț. Îți mulțumesc foarte mult, Mara. Chiar. Ah, și ultimul cadou, dar nu cel din urmă. Nici n-am realizat că s-au dus toate. Este de la Gabi. De la Gabi. Ah, mi-a luat o mandala. Sper că așa se spune, pentru că am avut
o ceartă cu nu mai știu cine despre cum se pronunță. Dar deci îmi doream așa de tare, doamne, și i-am zis odată. Dacă nu știu ce să-mi luați ziua mea, luați-mi odată. Oh, doamne, iubesc, pentru că, deci se întâmplă, nu știu, cărțile la școală, foarte nașpa de citit, așa că le ascult. Și trebuie să fac ceva care să nu mă deconcentreze de la ascultat, pentru că dacă nu fac nimic o să mă deconcentrez. Așa că să colorez este cel mai bun lucru. Eu am scuteam la Xerox și acum am o carte întreagă. Doamne, deci sunt așa de fericită. N-aveți idee. Îți mulțumesc foarte mult, Abziz. Avem Body Body sau Beauty Corporel. Smell delicious, feel delicious. Skin loving moisturizers. Ok, vreau să-l miros. Pentru că a zis smell delicious. Vreau să văd cât de delicious. Vedem. Oh my god! Miroase a vanilie amestecat cu mentă și cu ciocolată. Și încă ceva. Nu, dar cel mai mult miroase a ciocolată cu mentă, efectiv. Știți, alea de le luați la cafea sau nu știu ce, că eu le mâncam singură și am vomitat toate de la ele, că am mâncat prea multe. Fix așa miroase. Dar amestecat cu... și cu altceva. Nu știu exact cu ce, dar miroase bine, oh my god. Vreau un ghid, că nu pot să rămân așa în neștiința ce miroase. Și apoi, la piste de distanță. Acesta este un dupe după Black Opium. Oh my god. Deci m-am dat ieri pe mână aici. Încă miroase. Puțin, dar încă miroase. Și am transpirat, am de toate între timp acolo cât am dansat. Deci, că Black Opium foarte șmecher, dar foarte scump. Așa că ăsta care miroase fix la fel și rezistă mult. Și este și foarte mult. Deci câți mililitri are? Are 100 de mililitri. Este giganorm. Și miroase genial. Deci, nu mai vreau să mă mai dau o dată. O să mă dau? Aici. Deci. Deja miroase peste tot. Deci este genial. Este genial. Doamne ferește. Este genial. Și cam asta a fost tot. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au venit la ziua mea și vă mulțumesc tuturor pentru aceste cadouri minunate și vă iubesc foarte mult pe fiecare în parte. Și noi ne vom revedea la următorul video, care nu știu când va fi, dar puteți să scrieți în comentarii idei de videoclipuri. Și da, bye bye! N-ajung!